Salutare tuturor și bine v-am găsit la un soi de hands-on cu beta-ul pentru Call of Duty Black Ops 3. Această sesiune a început astăzi pe PlayStation 4 și va veni probabil săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, pe Xbox One și PC. Aceasta este a doua oară când trag acest hands-on, pentru că prima dată am înregistrat fără sunet. Deci hai să vă povestesc puțin despre specialiști. În Black Ops 3 fiecare jucător își va alege dintre 8 sau 9. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 specialiști care nu sunt toți disponibili din prima. Iată, trebuie să atingi un anumit nivel în multiplayer pentru a-i debloca, iar fiecare are de ales între două abilități speciale. De exemplu, Ruin are Gravity Spikes sau Overdrive, Outrider are Sparrow sau Vision Pulse, Prophet are Tempest sau Glitch și Battery are War Machine sau Kinetic Armor. Momentan poți alege între acești patru și folosind acele unlock tokens de sus poți debloca una dintre abilități. Eu am deblocat cu tokenul care vine default Sparrow și îl voi păstra. La Create a Class avem niveluri pentru fiecare armă. Deci, eu acum am armă de nivelul 4, dacă nu mă înșel. Ceea ce înseamnă că pot, că am deblocat Reflex Sight, Quick Draw și Suppressor. Și pe măsură ce upgradez arma, iată, mai am un pic și fac level 5, o să deblochez probabil Recon Sight, Varex 3 și Thermal Sight. Ok. Ce mai de zis aici? Ai o armă secondary. Ia să-mi pun eu un pistol mai degrabă, că launcher nu-l folosesc deloc. Iată, cu unlock tokens deblochezi atât abilitățile pentru clase, cât și echipamentul nou. Probabil și perks, evident. Perkurile sunt... unele sunt similare cu cele mai vechi, altele sunt diferite. E interesant. Hai să mai pun... trebuie să deblochez. So... Nu mai pun nimic. O să bag un team deathmatch. Și dacă se termină repede de tot, o să pun și un domination. Să dau mute player. Pentru că trebuie să plec la serviciu și deja sunt în întârziere, dar am vrut neapărat să trag acest hands-on. Și sper să termin în timp util. Dacă meciul ăsta durează prea mult, va rămâne singurul, dar în orice caz voi mai face materiale și Team Deathmatch în zilele care urmează. Sper eu și la un live stream. Outrider headed out. Da, un live stream în party, nu așa de unul singur, că după cum o să vedeți, o să-mi o cam iau. Command is watching. Make me proud. Hai să vă explic cum e cu boost-ul ăsta. Poți sări ca în Advanced Warfare, dar foarte puțin. Sau poți să ți-i apăsat și să sari mai mult. Când fugi și ți-i apăsat pe crouch, face slide. Slide-ul merge în toate direcțiile. De exemplu, poți să fac... să alerg, să fac slide dintr-o parte. Și hai să și jucăm ceva, că deja am murit de două ori. Ah, harta asta nici n-am mai jucat-o anterior. Deci, e prima dată când o văd și eu.
foarte mișto harta. Păcat că erau în spatele meu. Hostile UAV spotted. Multiple hostile UAV spotted. Dacă nu mă înșel, era și un ground pound. Wow, ce-a fugit ăla. Opa. Aici. Target down. N-a murit. Fuck. Da, am observat că în Black Ops 3 jucătorii sunt puțin mai rezistenți la damage decât în jocurile precedente. Asta sau sunt eu mult mai slab și adversarii mei mult mai buni. Wow. Asta a fost un un airstrike foarte mișto. E un killstreak airstrike-ul ăsta. Hellfire, missiles poate se cheamă. What the fuck? Profit wasted. Spotter down. Of. Așa se întâmplă mereu. Hai să vă arăt. Nu vă mai are nimic. Tocmai l-am. Ah. Bun. Asta e arcul care trage cu explozibil. Și mi-aș fi dorit să-l și lipesc de cineva ca să vedeți exact ce face. Nu-mi dau seama dacă sparrow se încarcă în funcție de kill-uri sau se încarcă în funcție de timpul petrecut în joc. Eu cred că e pe timp, totuși. Să-mi cer scuze pentru performanța execrabilă, dar încă nu m-am obișnuit foarte bine cu jocul. Nici n-am mai jucat Call of Duty de mult și sunt și puțin supărat că nu am reușit să trag din prima și am irosit 40 de minute de material și din timpul meu liber. Mai am să fac un wall run. Asta vreau să pare. Skill foarte util. Ce camper, mă. Nu mai am mult cine bat, așa că nu mai contează așa mult. What the fuck? Hostile hailstorm overhead. Păi nu mai văzusem până acum. Hostile UAV spotted.
N-am făcut și eu ceva? 4 kill-uri și 20 de deaths. Bravo, Cătălin. Down to this. Pick it up. Foarte mișto hărțile, foarte bine gândite pentru stilul ăsta de KIA. Joc. Granada! Kill their Overwatch. Am făcut rai în cap. Ready to hunt. Nice. Hostile Hellstorm inbound. Hai să mai încercăm o dată cu arcul. Nu mai încercăm cu arcul. E, dacă nu mă înșel, foarte asemănător cu puterile speciale din Destiny. Când se încarcă bara aia, apeși pe L1 și R1 și primești echipamentul nou. Mult mai puternic, CDP. De asemenea. Come on home. Terrible they performance. They kicked our asses. Ok, hai că mai băgăm office-ul. O să încerc și un domination. Și se pare că tipa asta care joc și eu este foarte populară în multiplayer momentan. Am fost cel mai prost. Dar eram și mai puțin noi. Normal că ne-am luat-o în halul ăsta. Oh well, e beta. Se va rezolva matchmaking-ul probabil până la lansare. Submachine gun și un token. Hai să căutăm un match de domination. Na, deja m-a băgat la treabă. Bravo. Deci în echipa cealaltă sunt numai personajul ăsta. Hostile UAV in domination. Și la mine în echipă suntem doar personajul ăsta și un singur personaj diferit. Hostile this is gonna be fun. Securing Charlie. Bă, dar stai mă, noi nu avem nicio de asta. M-am băgat într-un meci în care pierd din prima, așa? This sucks. Kill their Overwatch. Se schimbă doar doar runda. Da, o să joc doar a doua rundă, n-o să mai joc nimic după, grăbesc. Let's go! Domination. Secure the objective. Securing A. Enemy has Charlie. Alpha locked down. Neutralized. Camper. What the fuck? Hostile UAV spotted. Da, deci e un Call of Duty clasic, se campează. Și spawn point-urile nu sunt tocmai inteligente. Be advised, hostile UAV incoming. Be advised, hostile care package overhead.
enemy to Bravo. Incoming. Eu nu înțeleg nimic. Hostile rolling thunder overhead. Ce level să ăștia fac? Nu sunt level mare. Hostile hellstorm inbound. Hostile hellstorm overhead. Okay. Be advised, hostile UAV incoming. Scuzeți dacă au găsit ăștia deja metode de cheating. Mi se pare aberant deja ce se întâmplă. Looting A. Hostile UAV above. Losing Alpha. Hostile UAV spotted. Be advised, hostile care package overhead. We're being dominated. Go on progression. Securing Bravo. Be advised, hostile UAV incoming. Be advised, hostile hellstorm inbound. Bravo, okay, locked down. Okay, but I hostile UAV above. This is not in show relevance. Mă, sunt ăștia prea buni, ori echipa mea și tot cu mine suntem prea proști. Și tind să cred că suntem foarte proști. Losing Bravo. Got hostile hellstorm inbound. Da. Losing B. Arc? Hai să vedem cu arc. Nu, mai vedem cu arcul. Shot out. Securing C. Hostile talent detected. Hostile UAV spotted. Friendly UAV inbound. Losing B. Hostile UAV above. We're being dominated. Go on the offensive. Securing A. Yeah, we're being dominated, I know. A secure. Cred că trebuia să beau o cafea înainte. Și cam asta a fost vorba pentru performanța slabă. Nici meciurile inițiale trase pentru prima variantă a hands-on-ului nu au fost tocmai excelente, dar erau mai puțin umilitoare decât ce ați văzut acum. O să mai fie materiale cu Black Ops 3 și eu mă opresc aici. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe Player One pentru mai multe materiale legate de jocuri video. Eu am fost Cătălin, vă spun la revedere!